Salutare, bă băieți, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip voi da note fiecărui skin din sezonul 7, bineînțeles capitolul 2, unde suntem noi acum. Și este foarte simplu, pe parcursul acestui videoclip nu uitați voi să-mi spuneți părerile voastre, pentru că sunt foarte curios dacă gândiți ca și mine. Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uitați să spargi butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe, anetă un pe șopocel ca să nu fii bocăncel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții, iar dacă ești nou pe acest canal minunat, nu uitați să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel și bineînțeles nu uitați să-mi spuneți dacă vreți să mai facem astfel de topuri sau de tier list-uri până la urmă. Iar acum, hai să trecem la tier list-ul nostru. Așa-i zicem. Din câte observați, dragi bărbați, ei bine, am rankat așa, de la genial la nasol. Dar haideți să vorbim despre fiecare. Genial este cel mai șmecher până la urmă, adică na. După aia vine nice, adică între un fel de nouă, să zicem, sau nou. După aia, bocanc. Da, nu știu să zic, jale, care clar ești jale, adică se înțelege și nasol, e ultima chestie, adică e sanchirec, adică na, ăla e nasol și chiar nu n-aș juca cu el vreodată, adică ceva de genul rankăm noi acum. Și din când vedeți aici, jos, ei bine, avem așa, skinul Chimera, după aia o să vă spun ce e al doilea, pentru că este ceva mai special, după aia o avem pe tipa aia Sunny, pe Gucci Moon ăla, Googly Moon, nu știu cum îl cheamă, îl avem și pe tipul acela de acolo tatuat, care vine după iepărașul acela. O avem și pe tipa în care se transformă tipul tatuat, pentru că are un emote special în care se transformă și bla bla bla. După aia vine Zig, roboțelul acela pe care nici măcar acum nu le înțeleg, adică nu știu, e o tematică foarte ciudată la el. Pe Dr. Sloan, care face parte din I.O., cred eu, din Imagine Order, părerea mea. Și după aia îl avem pe Rick, din Rick și Morty. Și am ales să adaug și customizarea lui toxică, adică Toxic Rick sau ceva de genul, pentru că bă, am o părere diferită față de cele două și chiar putem considera că este alt skin, adică uitați-vă ce șmecher arată, deci da. Și după aia îl avem și pe Superman, dar în varianta lui normală, adică aș spune de civil, cred că îl cheamă Clark Kent, ceva de genul, și am ales să fac și separat despre customizarea cu Supermanul normal, pentru că da, sunt două persoane până la urmă, adică odată e civil și odată este supereroul, știi ce zic, adică are logică, da, că o gândești ca și Antidot. Iar acum hai să trecem la treabă, mă băieți, ca așa spunem noi acum, da? Deci, dacă ar fi eu să ranchez primul skin, cred că skinul ăsta este primul pe care îl primești în Battle Pass-ul din sezonul ăsta, adică pe la tier 1, cred că e primul skin, da? Ei bine, pe Chimera l-aș duce, sincer acum, l-aș duce la Nice, adică este un skin care îmi place foarte mult și îl poți customiza în foarte... Nu, îl ducem pe Genial. Sau, nu, pe Nice. Vă zic de ce. Pentru că îl poți customiza în foarte multe customizări, adică variante, foarte multe din astea, adică are customizări nelimitate, aș putea spune, e imposibil să te plictisești și e un skin normal de extraterestru, însă din extraterestru îl poți customiza în alte variante care, bă, nu mai arată extraterestru, arată altceva și o să vă spun și de ce, adică e un skin foarte șmecher, adică mă bucur că l-au adăugat. După aia, fie vorba despre asta, adică de ce l-am adăugat aici la Nice? Ei bine, l-am adăugat pe acesta la Nice pentru că mie cel mai mult îmi place skin-ul meu main, adică este același skin, doar că este varianta pe care am ales eu, adică varianta asta, așa cum l-am customizat eu, arată identic cu imaginea canalului, adică cu logo-ul nostru, adică este un orc în sine, și ce zic, adică arată unul la unul. Și de asta am ales ca skin-ul să fie pe Nice, pentru că el default, așa cum îl primești, nu e atât de șmecher, dar dacă îl customizezi cum vrei tu, da, este un skin genial. Adică, înțelegeți ce zic, nu? El normal, default, e nasol. Adică, n-ai plictisitor. Bă, dar dacă îl customizezi cum vrei tu, clar o să-ți placă și genial. Ceva de gen, așa zic eu acum. Adică, cel puțin customizarea asta mea e nebunie. Adică, e skinul meu main acum, dar, na. După aia, fie vorba despre al doilea skin din Battle Pass, adică Sunny, tipa asta, băi, nu știu ce să zic. Nu o să zic că este jale, nu o să zic că e bocanc, adică, e ok. Nu știu, la mine bate între Nice și bocanc. Ca să fiu sincer acum, între Nai și Bocanc. Dar hai să vă zic o chestie. Îmi place. Adică se apropie mai mult de Nice. Știți de ce? Pentru că are și faza aia cu I don't believe in aliens, adică are un tricou așa. Și pare și un skin din asta așa mai tryhard puțin. Și am văzut că foarte mult joacă cu el. Adică nu e ca și cum, bă, e un skin din Battle Pass, dar nu joacă mai nimeni cu el. Nu, chiar e un skin cu care foarte mulți joacă și, bă, consider eu că pare destul de tryhard. Adică chiar îmi place foarte mult. Adică nu este un skin simplu cu tricou negru. Mă, are și chestia pe tricou acolo și îi dă niște puncte bonus, să zicem acum, adică, nu știu ce să zic, mie îmi place, sincer, adică, na,
Ai. Fie vorba despre Gucci Moon ăsta, Gucci Moon, nu știu cum îl cheamă. Băi, sincer, skin-ul ăsta, sincer acum, adică fără nicio chestie în asta, bă, nu știu, mie nu prea îmi place skin-ul, adică nu prea se potrivește nici cu sezonul ăsta, nu prea are nici logică pentru că este un iepure din ăsta malefic, un iepure din filmele de groază. Skin-ul în sine nu pot să zic că îmi place, adică nici nu-mi place tematica asta, adică nici măcar n-arata iepure normal. Uitați-vă ce față are, arată ca, nu știu, arată nasol, adică în fricoșitor, și mai are urechile alea care, da, din ceva ciudat, îl face în iepure ciudat, dar skin-ul în sine, nu știu ce să zic, mie nu prea îmi place, sincer acum, și cred că este cam singurul din Battle Pass care nu-mi place. Deci l-aș pune și pe nasol, dar nu știu ce să zic, îl lăsăm pe jale. Nu prea îmi place skin-ul ăsta, deci, na, înțelegeți voi ce zic aici. Oricum, face parte dintr-o colaborare secretă, deci, da. După aia, trecând la Joey, skin-ul acesta cu tatuaje, băi, sincer acum, skin-ul ăsta îmi place foarte mult cum arată, mai ales cu tatuajele astea așa full. Bine, nu tatuajele în sine, pentru că n-are niște tatuaje destul de ciudate, dar, sincer acum, și eu aș vrea să-mi tatuaje pe tot corpul, sincer. Nu știu, mi-mi plac tatuajele foarte mult, deci skin-ul acesta îmi place din nou foarte mult și arată. Știți cum arată? Arată ca și skin-ul ăla care a fost adăugat atunci când era faza aia cu tematica extraterestră în capitolul 1, adică era faza cu The Reaper și da, când era John Wick-ul ăla în Battle Pass, știți ce zic? Adică erau adăugate foarte multe din astea când era The Visitor, skin-urile din Battle Pass, nu când era The Visitor, înainte de Battle Pass-ul cu The Visitor, pentru că mai era încă un skin care arăta ca și ăsta și foarte mult lume spunea că arată ca și Thor, dar era plin de tatuaje și așa, și gen se potrivește cu tematica de atunci, din capitolul 1, dar sezonul 3, cred că era, nu era 4, da, 3, că după a venit Carbide. Deci se potrivește cu tematica aia și mi-mi plac skin-urile astea așa din, să zicem, niște agenții din astea secrete sau militare și cu tatuaje. Na, mi-mi place foarte mult. Deci el până la genial aici chiar se potrivește. După aia o avem pe tipa în care se transformă tipul acesta Joey. Adică tipa asta și cu Joey este unul și acela skin, numai că gen dă un emote special și se transformă în tipa asta. Tipa în sine, bă, chiar nu pot spune că arată nasol, adică mie îmi place, deci chiar îmi place, adică îmi dă și niște flashback-uri din astea de avatar, pentru că este complet albastră și se potrivește și cu cornițele, adică arată tematică avatar, nu știu, mie îmi place foarte mult, adică chiar e interesantă până la urmă, e ceva diferit, știi, zic, adică nu e ca la skin-urile alea Galaxy, știi, adică a fost unul și în Crewpack, a fost și unul în Item Shop, a fost și unul exclusiv și toate erau cu Galaxy, uite, ăsta este ceva care bate avatar sau ceva extraterestru, dar ceva ciudat care n-a mai existat până acum în Fortnite. Deci mie mi se pare un skin interesant și mă bucur că este în Battle Pass, adică, da. Nu știu ce să spun despre roboțelul acesta, zic, nu-i înțeleg tematica momentan, o să-l pun la nasol pentru că nu-mi place mai deloc, aș putea spune. Zic, este un fel de roboțel, nu-i putem spune cyber pentru că nu este nimic uman la el. Este un roboțel, dar nu-i înțeleg tematica, adică e ciudat de înțeles ce fel de roboțel e și nu știu, sau dacă e un roboțel bun sau rău, nici măcar asta nu înțeleg. Mi se pare un roboțel destul de ciudat. Știți că au fost adăugate foarte multe skin-uri de roboți până acum, dar înțelegeam a ce seamănă sau ce este. Uite, la zig ăsta nu prea pot să îmi dau seama. E ciudat așa, e ciudat. O, avem și pe Dr. Sloan aici. Băi, Dr. Sloan nu este cel mai special skin care există acum, adică aș pune la bocanc, pentru că n-are ea niște customizări foarte șmechere. Este un skin ok, pentru că nu este foarte interesant, adică este o tipă gen care face matematică sau din asta, adică gen ceva tocilar, da, ceva laborator, știi ce zic? Șovolan de laborator, deci da, nu este cel mai interesant skin. Bine, poate rolul pe care îl are, că gen face parte din Imagine Order, este interesant, dar ea în sine este o matematiciană, ceva de genul, adică, na, nu e atât de șmecher dacă mă întrebați pe mine, adică, na. Și cu ochelarii aia galbeni, yay! Nu știu, e ok, să zicem. Acum, fie vorba despre Rick, băi, hai să vă zic o chestie, bă. Rick, n-ai cum să greșești cu Rick, bă, deci. Cine vrea să vină pe la minte să ne uităm la niște Rick și Morty? Hei, bine, haide! Glumesc. Deci, Rick, sincer, eu îl pun la genial. Știți de ce? Pentru că îmi place foarte mult serialul Rick and Morty, chiar dacă nu m-am uitat foarte mult la el, adică, na. Rick,
nu ai cum să greșești cu el și nici cum ar trebui, bineînțeles, dar Rick e Rick. Și n-am ce să spun despre el, adică este o colaborare pe care chiar mi-am dorit-o în Fortnite, adică chiar mi-am dorit să apară Rick, de ce nu, și arată tare rău. Nu e, adică, gen, dacă nu ești fan de Rick și Morty sau dacă nu știi despre ce este vorba, probabil o să zici că este un skin care nu-ți place neapărat sau nu arată neapărat bine, dar când știi despre ce este vorba, e bine, da, e genial și chiar mă bucur că există în Fortnite acum, adică serios. Că despre customizarea asta, băi, a fost faza că a fost adăugat Rick și am înțeles, adică a fost o bombă că el a fost adăugat în Fortnite. Bă, dar să aibă și o customizare din asta, care e și cu verde și cu negru, cum îmi place mie, bă, dar să aibă și o customizare din asta care este absolut genial, adică înțelegem, să-l bagi într-o customizare, nu știu, să-i schimbe părul, ceva, adică ceva mai simplu. Bă, dar să-i bagi customizarea asta, care arată atât de bine și arată și tryhard, sincer acum, deci chiar arată o customizare tryhard, bă. Nu știu ce să zic, dar mie îmi place enorm de mult și nu știu, customizarea asta este nebunie. Sincer, eu o customizare cu care m-am jucat și cu skin-ul în sine, chiar da, adică chiar e de sufletel, e șmecher. Iar acum, neînvinsul și da, Clark Kent. Bă, fie vorba despre Superman civil, îl pun la bocanc, pentru că nu prea îmi place de Superman cum arată civil, adică un tip la costum, cu părul lins așa, și cu ochelari, da, îl pun la bocanc. Dar, fie vorba despre Supermanul normal, chiar n-are rost să mai vorbim, adică chiar îmi place. Dar, acum fie vorba despre Clark Kent, care este tipul din spatele lui Superman, adică versiunea lui civilă, bă, nu-mi place atât de mult, adică este plictisitoare, adică un tip îmbrăcat în costum, cu ochelari și cu părul lins, adică e simplu. Nu poți să spui că îți place neapărat, pentru că e ceva simplu. Dar acum Superman, n-ai unde să-l pui, bă, băieți. N-ai ce să mai spui. Superman este Superman și dacă îl pui altundeva față de genial, nu ai cum. Deci Superman este Superman, este din nou o colaborare pe care mi-am dorit-o în Fortnite și voilà, uite-o aici, e nebunie. Deci uite-l aici pe Superman, îl avem pe Superman în Fortnite, deci nu ai ce să spui despre asta, chiar este foarte șmecher, adică, na, părerea mea, cine știe dacă vă place, dar dacă ești fan Marvel, e bine, îl ai la sufletel și acum l-ai și pe Fortnite, deci e foarte bine, nu-i așa? Dar da, bă, băiți, cam asta a fost tot pentru acest videoclip intens și pentru tier list-ul acesta, cam bocâncel într-un fel sau altul, sau depinde dacă vă place. Nu uitați voi, ca de fiecare dată să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre videoclipul acesta, bineînțeles și despre tier list-ul acesta și despre skin-urile astea, cum am ales eu să le ordonez. Dacă aveți voi un alt top, lăsați-l în secțiunea de comentarii pentru că sunt foarte curios. Dar dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe și ca să mai facem tier list-ul de genuri. Adică, de ce nu? Ană-te un râpe șopăcel ca să nu fii bocăncel și clar ești bocăncel dacă nu îl folosești. Iar dacă ești nou pe acest canal minunat, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Pentru că știi și tu că nu primești notificări dacă nu îl activezi. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă, bărbați!